În vremea aceea, pe când mulțimea se îmbulzea în jurul lui Iisus ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, iar el stătea pe malul lacului Genezaret, a văzut două bărci oprite la mal, iar pescarii, coborâți din ele, spălau mrejele. Suindu-se într-una din bărci, care era a lui Simon, l-a rugat să o îndepărteze puțin de țărm. Apoi, așezându-se, a început să învețe mulțimea din barcă. După ce a terminat de vorbit, i-a spus lui Simon, ieși în larg și aruncați-vă năvoadele pentru pescuit. Simon i-a răspuns, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Și făcând aceasta, au prins atâta mulțime de pești încât li se rupeau năvoadele. Au făcut atunci semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă barcă, să vină să-i ajute. Ei au venit și au umplut amândouă bărcile, încât aproape că se scufundau. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus zicând, îndepărtează-te de mine, că sunt un om păcătos, Doamne. Fiindcă îi cuprinsese uluirea pe el și pe toți cei care erau cu el, pentru pescuitul pe care îl făcuseră. La fel și pe Iacob și pe Ioan, fiii lui Zebedeu, care erau tovarășii lui Simon. Iar Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Atunci ei, trăgând bărcile la mal, au lăsat toate și au mers după el. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. În vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, calea cea mai sigură este considerată aceea pe care a mers de cele mai multe ori. E și cea mai scurtă și mai în siguranță, așa zic oamenii. Dar cu sufletul nu este chiar așa. De multe ori suntem obișnuiți să facem anumite lucruri pentru sufletul nostru. De exemplu, anumite rugăciuni. Aș spune eu, anumite tabieturi spirituale. Și sunt foarte bune. Foarte bune. Dar asta nu înseamnă că uneori acestea nu pot deveni așa mecanice. Adică facem ca așa am făcut mereu, să-mi iau de o grijă. Mi-am luat de o grijă astăzi. M-am rugat aia, am făcut rozariu, mi-am luat de o grijă, gata, cu Dumnezeu sunt în regulă. Nu este chiar așa. Iar Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, în Evanghelia pe care am ascultat-o astăzi, aș vrea să vedem un exemplu că nu este așa. Nu este bine să fim comozi din punct de vedere spiritual. Ne place comoditatea, știu, și mie îmi place. Cred că tuturor ne place să fim oameni comozi și să nu ieșim așa din perimetrul pe care ne-am stabilit. Adică ne simțim oarecum și în siguranță, ceilalți ne cunosc într-un anumit fel și parcă ne este frică uneori să ieșim din acel perimetru pe care ne l-am autoimpus. La fel era și Petru din Evanghelia de astăzi. Cine era ca Petru? Pescar, un pescar bun. Că Iisus nu a chemat pe oricine. A chemat pe acest Petru pe care îl cunoștea și știa că este un pescar bun. S-a urcat în barcă la el, a predicat un pic Evanghelia și apoi îi spune, du-te și aruncă mrejele într-un anumit loc. Doamne, mă înveți pe mine să pescuiesc? Asta am făcut de când știu eu. Am pescuit mereu în felul acesta, dar noaptea asta n-am prins nimic. Așa este și cu noi câteodată. Facem lucrurile așa cum știm, că le-am făcut mereu, dar parcă nu ne alegem cu niciun folos spiritual. Mi s-a întâmplat, nu-i așa?
Probabil că măcar o dată, nu zic de mai multe ori, măcar o dată, să facem lucrurile pe care le-am făcut de obicei și să nu simțim nici măcar că ne-am rugat. Bine, este și darul lui Dumnezeu, simțim mânghierea spirituală, dar așa, în general, spunând, vi s-a întâmplat probabil și mie, am fost la liturghie duminica, m-a rugat breviarul, m-a rugat rozariu sau, e bine, suntem bine, în siguranță. Dar Iisus îți spune, nu te mulțumi cu atât. Poate, făcând lucrurile acestea, nu înseamnă că nu sunt bune, sunt foarte bune, dar ia mai încearcă și mai îmbogățește-ți un pic programul spiritual. Aruncă mrejile și în partea cealaltă. Adică, găsește-mă și acolo unde nu mă găseai până acum. Asta e cam greu, pentru că implică să ieșim din confort. Aruncăm mrejele în partea aceea și știm că Petru, despre care vorbește Evanghelia de astăzi, a pescuit atât de mult încât nu a încăput într-o barcă, a mai venit încă o barcă. Hai, ajutați-mă ca să ducem peștere la mal. Iubiți credincioși, să cerem Domnului harul de a nu ne mulțumi cu obișnuințele noastre, ci să fim mereu capabili și deschiși să ieșim din aceste obișnuințe, să facem lucruri noi, să facem devoțiuni noi, rugăciuni noi sau fapte bune noi pe care nu le-am mai făcut până acum, nu prea eram obișnuiți cu ele. Să facem toate acestea la porunca lui Iisus pe care a primit-o și Petru în Evanghelia de astăzi. Aruncă mrejele acolo unde spun eu. Vedeți? Foarte important lucrul acesta, că Iisus ne spune și nouă, știți de acele insuflări spirituale, că simți uneori să faci binele, să te rogi, parcă strigă cineva în tine, fă lucrul ăsta, nu? Putem să spunem că este Duhul Sfânt și nu greșim, care ne îndeamnă să facem binele. Ne îndeamnă să facem o oră de adorație, de exemplu. Ne îndeamnă să nu mai bârfim, de exemplu. Ne place câteodată. Ne îndeamnă să vorbim bine despre alții. Ne îndeamnă să nu ne mulțumim doar cu Sfânta Liturghie de Duminică. Ne îndeamnă să, nu știu, cred că fiecare poate să continue această listă, să ascultăm de glasul lui Iisus atunci când ne vorbește, ca nu cumva, trecând pe lângă noi, să nu-L observăm. Sau, de exemplu, când este o sărbătoare, nu? Poate o zi de naștere. Suntem obișnuiți, facem o petrecere, vin prietenii. Dar nu e suficient. E un ministrant aici în fața ziua lui de naștere, se numește Filip. De ziua lui a venit la biserică. Un lucru foarte frumos. A ieșit, nu ca până acum. Probabil că așa făcea și până acum. Dar un lucru foarte frumos, nu? Poate vorbi. Sunt toți frați, mai era un frate în bancă. A venit cu toții. E un lucru foarte frumos. A ieșit din comoditate, nu? A ieșit din lucrurile obișnuite. Ne întâlnim cu prietenii, dar cel mai bun prieten este Iisus. Așadar, să cerem Domnului harul de a ne lăsa provocați de chemarea sa, de a arunca mrejele în altă parte, de a face lucruri pe care nu le-am făcut până acum, în sensul bun al cuvântului, adică să ne lăsăm provocați, să-L căutăm pe Dumnezeu acolo unde poate n-am vrut să-L găsim până acum. Și El este. Lăsând toate, au mers după Iisus. Că acesta este scopul vieții noastre, să-L urmăm pe Iisus oriunde suntem. Lăudați să fie Iisus Hristos!